Să rămână, bună ziua, bine ați venit! Cu perioada asta de iarnă, cu viscolul, zăpada care s-a bătut asupra României, Comuna Tamaseni, din punctul meu de vedere, s-a descurcat foarte bine. Am avut contracte de zăpezire cu o firmă și nu cred că vreun cetățean al Comunei Tamaseni s-a plâns că noi nu. Cred că am acționat foarte rapid și eficace, deci chiar nimeni nu a avut probleme. Deci drumurile n-au stat cu zăpadă și oamenii să nu poată circula sau să fie vreo problemă. Deci a fost ok. Ați avut probleme cumva cu deplasarea copiilor, școală, căldură? Nu, din punctul de vedere al școlilor, copiii nu, n-au fost nicio problemă, nici cu deplasarea, nici cu căldura în școli, deci totul este perfect, nu, n-avem nicio problemă. Ați colaborat cu inspectoratul școlar pe partea aceasta de nominalizare a noilor directori, pentru că au existat ceva probleme cu cei care nu au luat concursul sau nu s-au prezentat la concurs? La noi nu a fost cazul. La adjudene, directorul, să spunem, că a reușit cu acel examen care a fost directoral. La Tamaseni a fost o problemă. Avem un director interimar. Dacă nu-și dă demisia, nu știm, la momentul ăsta nu știu, n-am vorbit cu inspectoratul școlar să vedem care sunt deciziile dumnealor despre directorul de Tamaseni. Urmează să avem o discuție. Am vorbit cu domnul general și urmează să ne întâlnim, să mergem într-o audiență și să vedem ce facem și cum va trebui să facem. Nu știu amănunte mai multe, nu știu. Din câte am mai discutat cu dumneavoastră și v-am spus despre fondurile europene, deci noi, Comuna Tamaseni, nu îndeplinim acel punctaj care ar trebui să fie de 50 de puncte. Noi ne rezumăm doar la minimul, maximul 42. Dacă se va schimba legislația, poate. Altfel, așteptări din partea guvernului, așteptările noastre sunt mari. Avem depuse documentațiile la Ministerul Dezvoltării pentru extindere școală Tamaseni adjudent pentru acele toalete interioare în școală. Avem depuse documentațiile pentru câteva tronsoane de drum din comunitate, unde canalizarea este executată și asta înseamnă 5 km de asfalt. Avem depuse documentațiile și pentru continuarea sălii de sport de la adjudeni, tot la Ministerul Dezvoltării, dar acolo ni s-a spus că probabil nu o să fie bani pentru a continua acea clădire, sala de sport, și atunci am transferat la Compania Națională de Investiții. Compania Națională de Investiții este încântată de acest proiect și să continue, să o terminăm. A spus la fel, să așteptăm să facă bugetul, la București, ce sume vor primi, și cred că vom reuși să facem și sala de sport. Este intrat în insolvență, au fost nu știu, în insolvență am impresia, nu știu, faliment, intrat în insolvență firma, dar noi nu avem treabă cu firma, nu avem probleme. Ei ce au, câți bani au primit, toți s-au investit, din câte știu, la sala de sport, s-au consumat mai mulți bani la fundație. Fundația acolo, terenul a fost un pic mai mlăștinos, pânza freatică fiind mai sus, a trebuit să facă o fundație mai solidă. S-au adus piatră concasată de la munte, care a costat foarte mulți bani și de aia s-au consumat un pic mai mulți bani. Este în stare de conservare, da. Proiectant a zis că ar mai trebui undeva la 3 milioane de lei. 30 de miliarde. Adus în starea finală și prevede locuri de parcare, două terenuri de sport sintetice, deci totul la un loc ar mai costa 3 milioane de lei.